Salutare și bine v-am regăsit într-un nou clip. În clipul ăsta o să fie episodul 3 din ceea ce urmează această baie într-o construcție de lemn, construcție ușoară. Alții spun timber frame, eu nu mă încadrez acolo, dar construcția în sine se încadrează. Am văzut că alea au alte feluri construcțiile, la mine se calculează altfel, de aia nu cred eu că mă încadrez acolo. Dar, foarte, foarte important să vă spun de ce stă imaginea asta pe loc. Trebuie să fac o notă, e extrem de important, datorită domnului Marian Gheorghe Doja 49, cu scuzele de rigoare m-am uitat ca să-mi confirme, și Don Tonito, doi oameni pentru care am un foarte mare respect și datorită și din cauza lor fac această notă. O să mă lungesc cu acest episod, dar trebuie făcut o notă foarte, foarte importantă. De ce? Pentru că am postat episodul 2 din ceea ce urmează și mi s-a tras atenția asupra acestor decupări în stâlpii de rezistență. Da, și ăsta și ăsta sunt stâlpi de rezistență care sunt puși la 125 de centimetri cât îmi vine o coală de OSB, s-a calculat de la început, pentru ca rostul de la OSB să-mi vină pe mijlocul acestor stâlpi, care stâlpi sunt din 10 în 10, sunt de 10 pe 10 cm ca și grosime, 100 mm pe amândouă laturi. Atenția lor este că am decupat aici, m-am repetat și încă o să mai mă repet. La mulți nu le plac repetările, dar nu am ce face. Aici s-a dat o carotă de 55 de mm și aici s-a dat câte o carotă de 35 de mm pentru a trece țevile și de apă și țevile, țeava de scurgere, iar aici iar s-a făcut un decupaj în diagonală pentru a trece țeava asta, pentru că țevile din Pexal nu se recomandă a se face un unghi pe, la 90 de grade dintr-o dată, pentru că cutează. Bun, scuza mea care, pentru că am o scuză, că nu s-a atât de tâmpit să fac decupaje inconștient. Decupajele astea au fost făcute conștient de mine și nu au rămas așa. Da, o să vă explic imediat care e treaba. Nu au rămas așa. De ce am făcut aceste decupaje? Pentru că este o baie foarte mică, de 2 metri interior pe lung și 1,30 m pe lățime. Dacă eu optam să vin cu țevile aplicat pe stâlp, ca să nu rup din structura de rezistență, îmi e furat din foarte mica baie, ca să mă exprim așa. Ce înseamnă? Trebuia să iau în calcul țeava asta de scurgerii care duce în cealaltă cameră, aici acum este perete, că baia este terminată. Era ok să mă duc acolo să vă arăt, dar nu mai am ce să vă arăt, pentru că aici este deja faianță și dincolo este izolat. Vă arăt doar cum am făcut ca să mă justific și să-mi spăl păcatele cu ghilimele de rigoare, cum ar veni. Țeava asta, având 50 de milimetri, 5 centimetri, trebuia să o pun aplicat, înfurat din spațiu. Nu s-au vrut așa, nici țevile astea de apă sau de scurgere nu s-au vrut aplicate pe perete după montarea faianței, pentru că nu e estetic. Și din punctul meu de vedere, da, totul s-a vrut ascuns și îngropat. Ce am făcut? Am refăcut rezistența acestui stâlp, pentru că țevile de apă eu le-am carotat aici și le-am trecut. Aici a trecut un amic de-a meu instalator și nu o să-l cer, pentru că a fost cu aprobarea mea. Motivul vi l-am spus mai devreme de ce. Imediat după ce s-a carotat pentru ăsta, am pus acest dulăpior de 15x10 și am mutat contrafisele de pe ăsta pe ăsta, pentru că ăsta a devenit nul ca și rezistență, nu? Toți spunem da, și eu și alții care știu mai mult ca mine. Am mutat contrafisa aici și am, iar ăsta, am făcut cu tijă filetată. În partea cealaltă, aici este OSB, toată construcția s-a făcut cu un OSB de 22 de mm, care și el are un rol foarte important ca rezistență.
Iar în partea asta, l-am făcut eu o schiță. Mai devreme am încercat o filmare, nu mi-a ieșit și acum iar refilmez. Să luăm în considerare stâlpul ăsta, aici, dacă el are 10 100 mm și am venit aici cu o gaură de peste jumătatea lui, l-am nenorocit. Ca și rezistență. Sunt conștient, v-am spus, mă repet. Aici am mai venit eu cu 3 găuri de 35. E aici i-a mai rămas 65 de milimetri ca și rezistență. 65. Aici, de fapt, sunt 5 centimetri și aici, de fapt, e 1 centimetru. O să vă arăt imediat, dacă vă uitați în partea asta, la întâi vedeți cum arată acum, pentru că eu, când am făcut treburile alea, am și filmat de aproape, în caz că sunt întrebat, și am zis că las că mai bine fac clipul ăsta dedicat, mai mă lungesc, dar cine are de văzut o să vadă. Am, revenind asupra pansamentului, am pus niște tigi de filetate, am dat gaură, am trecut dincoace pe exterior, am pus două tigi de filetate de 10 cu șaibi late și aici cu o piuliță cu garnitura alea care nu se mai dezvârt. Am un lapsus, cum le zice acum, și aici sus trei, alte trei tigi filetate și iar cu un alt stâlp de 10 cm am pus aici pe spate. Pentru că aici oricum se izolează cu polistiren de 10 cm, din ce am înțeles. Asta nu mai fac eu, că nu le fac eu pe toate. Și nu, cu atât mai bine îmbracă stâlpul ăsta și apare un întreg. O să apară diferențe de culoare dacă lasă doar polistirenul și o mână de adeziv, dar i-am recomandat lunașul pentru că la el e lucrarea. I-am recomandat lunașul imediat după ce dă adezivul să dea decorativa pentru că așa e corect. Am văzut multe, multe case să dă adeziv și să lasă așa 10.000 de ani și după care să dă decorativă. De foarte multe e justificat. Banii ne opresc din multe lucruri. Și ca să confirm ceea, pentru că nu mai mă duc acolo, că aici este deja gresie și faianță, iar aici este deja stâlpul, ușă tot montat, cum vedeți în pozele alăturate. Ca să nu mai mă duc până acolo să vă arăt o altă lucrare de a mea. Exact asta. Aceeași situație. Ăsta e un stâlp de rezistență cu papucureazăm. Îl vedeți? Și aceeași treabă am făcut-o și aici. Asta este țeava de scurgere și aici sunt țevile de apă. Aici, pentru că s-a făcut la îmbriu, videoclipul e ăsta. Dacă montaj la îmbriu într-un foișor. Aici, pentru că s-a optat pentru la îmbriu și aici a venit ușă, cu atât mai bine mi s-a încadrat acest stâlp pentru a prelua rezistența slăbirii ăsta. Ce urmează să fac la construcția asta și tot așa nu se vede, dar aici la baie am făcut deja, dublez toate distanțele astea, le dublez cu câte un dulap de ăsta de 15-10 pentru a putea pune gips cartonul. Da? Pentru că vine CD-uri din 60 în 60 de centimetri și a pune bridele pe ele. Aici la fel. Așa. Am făcut, pentru că aici venea la gata, tot USB de 22. Eu când fac o construcție, cu toate că sunt conștient că carotez aici și întrec apele, pentru că nu se vrea, nu știu, poate sunt care vor, dar sunt sigur că cei care vor țevile de apă și scurgeri aplicate sunt mai puțini decât cei care nu vor. Aici am fost recomandat proprietarului să pună vată, nu s-a vrut, pentru că doar e un foișor. Revenind, peste tot am făcut structura, refăcut structura de rezistență. Da? Aici este aceeași construcție, aici deja sunt pus și acești stâlpi și astea, da? Deci tot un jumătățesc și trec. Da, cam asta ar fi despre ceea ce o să vedeți de acum încolo și reparațiile de după ce termin baia. E foarte probabil când am pus gips cartonul să se vadă rezistențele aici. Nu mai știu exact, dar oricum și de aici, de pe undeva, vin iar un perete încoace care am optat să le fac după ce mi-am tras țevile de apă. Chiar în clipul ăsta urmează să fac gips carton. După cum vedeți aici, nu mi-e încăpea.
Toleranța asta e de 1 centimetru, v-am spus. Nu puteam să pun apele sau țeava de scurgere aplicat decât să carotez în stâlpii ăia care i-am refăcut-o ulterior, dar mai târziu decât baia respectivă. Din ce văd, încă nu am fost filmat aia, pentru că nu-i bine să mă lungesc cu filmările, că de multe ori oamenii se plictisesc. Da, așa, spuneam că vin... Stai să închid gura lui ăsta. Da, așa, după cum spuneam, am făcut rezistenții și aici, și aici, doar să am unii pune bridele și totul să leagă între ele. Nu-i gravă problema. Singura greșeală foarte importantă care am făcut-o e că nu am menționat acolo și mi-am luat niște șuturi în fund. La figura, nu la propriu, dar oricum, datoria mea era să vă spun și să-mi justific carotările. Dar dacă eu știu că le-am făcut, dorm liniștit. Da, hai, vă las să urmăriți restul dacă nu v-am plictisit până acum, că sunt conștient că m-am lungit. Să urmăriți ceea ce urmează și vă doresc vizionări plăcute. Salutare și bine v-am regăsit într-un alt episod în ceea ce înseamnă facere de la A la Z, o baie mică, modernă, pentru că e cu dușul all-in și e foarte simplă și o să fie super, super simpatică. Eu deja o văd cum o să iasă. Asta este ceea ce v-am prezentat, pregătirea unui băi cu scurgere și tras apă. Deși se vede toată izolația asta roșie, sunt sigur că în clipul precedent nu am specificat. Calculat, am luat pexalul separat și izolația separată și mi-a ieșit mult mai ieftin decât să iau și albastru și roșu, gata, izolat și... Era undeva la 17 lei metru, ăsta era, știu că împreună erau mult, mult mai ieftin. Nu mai am bonus să vă arăt. Ba da, la, hai. Ce aflăm? Știu că țeava era 8 lei și ceva. A, țeava 35 de metri ori 8,7, 300 de lei. Și chiar nu găsesc. Izolator. 88. Ia să 4. Da. Deci 30 de metri de izolator 88,5 plus 305 lei, să spunem. Ia să 390 și ceva și dacă făceam repede 18, cât era cealaltă? Știu că era undeva la 500. Era diferență de peste 100 de lei, care contează. Pentru că am luat de 10 lei, 2 benzi, 5 lei și plus 5 lei pe culori, le-am dat la capete și știu exact unde își convine. De fapt, instalatorul știe unde vine apele ca să le lege, cu toate că distanțele sunt scurte și le poate afla imediat. Unul suflă pe aici și celălalt ascultă cu urechea. N-am glumit. Hai să revenim la oile noastre. Astăzi o să facem structura metalică plus gips carton a pereților. O să fac doar peretele ăsta. Ăsta, inclusiv ăsta, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că înainte de a face CD-urile, UD-urile, trebuie să-mi fac structura de rezistență. Pentru că aici am doi stâlpi și o să mai trebuiască unul aici, o să trebuiască și pe mijloc pentru a reduce flambările și a avea un perete mult, mult mai rezistent. După care o să încep cu peretele ăsta. După care ăsta și apoi ăsta, după ce o să cumpăr vată, pentru că o să trebuiască să pun vată acolo și o folie de aia o să o capsesc, dar în clipul ăsta ne încadrăm cu totul, pentru că o să sunt câteva chestii de specificat. Deci m-am oprit doar aici așa, pentru că mi-e foarte important să am peretele ca dușul să measă bine, dreptunghi, da? Și nu am un reper decât ața de jos care am trasat-o, între timp cât am spart a plecat și după ce fac peretele
O să pot pune și rigola perfect cum trebuie să aibă un 90 de grade față de perete. De aia trecem la perete. După ce facem pereții, o să facem șapa, dar o șapă doar de îndreptat pentru greții, să facem la tot dușul o pantă foarte mică, aici 5 mm, aici iar 5 mm și aici unghiul, ca toată apa de aici, dacă vrea dată să gândește proprietarul să spele cu dușul prin baie, să nu aibă probleme să se ducă apa în afara băii, să aibă toată scurgerea. Deci dușul ăsta funcționează și carigola asta funcționează și preluare duș și sifon de pardoseală. Am împușcat două iepuri o dată. Bineînțeles că i-am pus aliniat și am legat coață și după aceea i-am împușcat. Oh, glume de șantier. Hai să-i dăm cu spor și facem întâi structura de rezistență la peretele ăsta. Ne axăm doar pe peretele ăsta momentan. Și după care venim la ăsta și inclusiv aici. Bun, am pus tâlpul ăsta. Și pentru că CD-urile le pun în picioare, o să fac niște ranforțări din dulap, bineînțeles, în vertical, orizontal. Aoleu, Doamne! Și pentru a pune bridele la CD-uri, dar deocamdată avem trei stâlpi de rezistență, 1, 2, 3. Asta nu e de rezistență, nici astea. Astea sunt... Ca să nu mă contrazic față de clipul trecut, că am zis că să nu-i de rezistență. Pentru pereți, da? Deci puteau fi și dulap de 5 pe 10, dar dacă am avut de 10 pe 10, cu atât mai bine. Acolo ce am făcut, am sigilat, n-am mai filmat, am rupt ăla pe care ținea telefonul. Și de acum nu mai am pe unii ce pune. În fine. Am prins cu genul ăsta de, cine le știe, le știe, genul ăsta de șuruburi pentru beton special, să dă cu gaură de 5, gaura cât mai lungă și să înfiletează, dar nu pituraţi mari, pituraţi mică și pe mijloc și o să fac eu o demonstraţie într-o zi să vă arăt cât de tare ține un șurub. Încă am pus de-astea lungi, mai am mai și scurte. Și demonstrația chiar o să fac cu unul scurt. Astea sunt niște șuruburi foarte, foarte mișto. Înlocuiește cu succes convex panurile. Cu toate astea, eu când fac prima dată papuci, pun convex panuri, dar la colțari folosesc foarte ușor și rapid genul ăsta de șuruburi. E foarte probabil să pun și UD-ul jos. Ce am făcut, mi-am luat linia maximă, unde vine gips cartonul, două rânduri de gips carton se calculează 2,5 cm. Eu am fost hoț și am luat 4 cm. Acolo am făcut un decupaj să nu-mi fugă ăsta. Laserul o să-l pun pe mijloc, pentru că așa vreau eu deocamdată, dar în general folosesc cu țintă, nu folosesc cu laserul pe mijloc, pentru că mai poate fuge. El când se lasă după placă, mai poate să aibă chestii de astea așa și nu e ok. Foarte important, jos, pentru a prelua diferenții și pentru a nu face, transmite condensul din beton în udeu, să punem folie de asta, jos, să lipi, folie, bandă de asta de protecție, cu lipești pe o parte. E special, chiar scrie aici, da? Bandă de etanșare pentru profil UD 28 mm, exact cât are UD-ul. UD-ul are 3 cm și 28 la interior. Cam asta ar fi startul, ceva de genul ăsta. O să punem un profil și sus, tot pe ax, acolo o să dăm pregăuresc UD-ul, sunt care sunt gata găurite, asta văd că nu este. Și o să punem, o să aflăm, și o să avem peretele perfect drept. Cam așa se face pentru start. Și de ce am spus eu cum am oprit cu asta, ca să vreau să văd aici cum îmi vine, ca să văd încoace de unde încep eu cu baia, să pot pune rigola. Așa și se face, pentru că eu dacă torn șapa și pe aceea vin cu hidroizolația aia din
din folie, trebuie să vin de sus în jos, ba nu, cu folie de jos în sus, nu știu ce am, e prea cald, 36 de grade, dați-vă seama. Afară, am noroc că lucrez la umbră, dar tot e cald și aici. Vin cu folia de jos în sus și o pun cu adeziv. Dar trebuie să am pereții făcuți, înainte de a pune folia. Și sus am pus UD-ul, exact cum vă explicam, linia se vede exact pe mijlocul UD-ului. Aici am preferat să înconjur grinda, n-am mai mutat-o că mi-a mult timp, care-i treaba. Am decis când am spart aici să fac baia cel puțin 2-5 metri la interior, așa că am venit după ața de trasat mai încolo. O să pun un CD-ul așa, încă unul la 10 cm și după care de la primul 60-60-60 pentru am pune cât îmi vine acolo la 2 metri, vine încă unul acolo la 20 cm. Diferență și o să fie foarte bine. O să pun două rânduri de gips carton, nu știu dacă am spus. După ce montez primul gips carton, îl chituiesc cu bandă, bineînțeles, cu adeziv, după care pun al doilea gips carton și iar îl chituiesc obligat. Iar al doilea gips carton față de primul îl pun intercalat. Deci dacă pun primul de aici și mi-are 120 acolo, al doilea încep cu o jumătate de placă și merg încolo. Sau merg de aici încolo și după aceea vin de acolo încoace și ideea e simplu, trebuie să vin intercalat pentru o rezistență mai bună și tot. Așa spune producător. Cine se o să-l contrazic. Doar mă supun. Da, nu mai pun UD-ul pe canturi. Nu le văd rostul, pentru că ăsta e primul perete. Când o să vin cu peretele ăsta, lantul, o să pun un UD-ul peste ăsta cu șuruburi din gips cartonul ăsta de aici încoace. O să vedeți la timpul potrivit, când ajung acolo. Da, spuneam mai devreme că am pus, nu pun dibluri rapide, că alea mi se par genul ăsta de dibluri. Nu mai pun de mult și ori timp, pentru că astea, dacă trag de UD-ul, iasă, nu sunt chiar atât de strălucite față de șuruburile astea. Da, bineînțeles că aici folosesc mai scurte, o să fac eu demonstrația aia, tot o să o fac într-o zi, când îmi permit. Am tăiat CD-urile repede, la înălțime plus, pardon, minus 7-8 mm față de cât era, ca să pot să nu-mi stea în tensiune, că dacă tai ăsta fix și îmi stea în tensiune, îmi face burtă la interior sau la exterior, așa prefer să tai, uite, ăsta are numai 3 mm toleranță, ăla lantul mai mult, dar ideea e să nu iasă de aici. Nu știu, cu toate că lucrez cu laserul în cea mai mare parte a timpului, tot pun nivela, nu știu de ce m-am obișnuit, cred că, de altfel, cred că majoritatea pun nivela și ca o verificare, un plus de verificare, nu știu, încă nu avem bază în laserii. Dar dă super, super bine. Și încă o chestie foarte importantă, ele nu sunt puse cu bride încă, de acum o să fac niște ranforsări cu dulapi, cum, după cum am mai spus, aici o să pun doar unul în mijloc, pentru că o să vină pus bridele și acolo o să pun două sau trei încă. Asta e genul ăla de lucrare la ochi. Pardon, nu e la ochi. E precis tot milimetric. Și, drept dovadă, vreau să iau dreptarul ăsta de 2 metri și să-mi fie lipit peste tot. Da, cum e de altfel, dar asta nu acum. Abia după ce pun bridele, trebuie să-mi fie așa. Da? Asta e o verificare de planietate.
Bun, continuăm. Am preferat să vin așa pe părți, pe episoade, să vă arăt fiecare parte, operați în parte la un singur perete, restul îi dăm pe repede înainte, că nu are rost, să pierdem foarte multe minute să vă plictisesc. Dar așa începe un perete. Am pus bridele. De acum o să încerc să le ancorez. Tot timpul niciodată nu mă las în bază că ea se dreaptă, pentru că dacă trag de o bridă de aici, s-ar putea să-mi răsucească. Și folosesc ținta. Ținta, cum o fac, pun de acolo 5 cm de jos. Acum e mai ușor să vă arăt. Pun de aici 5 cm. Am semnat acolo jos, la 5 cm, pentru că atât am bate ținta. Ținta asta de aici e gradată la 5 cm și ved linia cel mai ușor. Și aici iar 5 cm. Și pun laserul să-mi bată pe amândouă semne. Da? Laserul bate pe amândouă semne. După care stau și jonglez ținta și fac jocul ăsta tot timpul, absolut tot timpul, după ce este băgată în udeuri, sus-jos, reglez din mijloc. Și dacă reglez din mijloc, aproape că e reglat în proporție de 99%. Foarte rar mi se întâmplă când ea e răsucită sau nu știu ce, uite, asta trebuie împins o leacă, vezi? De fapt, ea e răsucită, nu trebuie împins. Deși n-ar trebui să fie răsucită. Dar vom vedea. Așa, asta la fel. Cred că stă în tensiune. Dar pentru asta e ținta, că mă ajută foarte, foarte mult să-mi iasă perfect drept. Îi dăm în continuare. Aici o să pun un dulap de sus până jos, pentru că v-am spus că am ieșit mai încoace, dar vreau să-mi fixez peretele ăsta și merg mai repede. Bun. Bun, că am pus și stâlpul ăsta de rezistență aici, să nu-mi stea CD-ul ăsta în aer liber. Chiar dacă este independent, oricând pot să-i pun aici o ramforsare și chiar e foarte probabil să-i pun. O pană și un șurub, da, trei șuruburi lungi, cam acolo de 28 chiar. Ia uite aici. Încă trebuie să-l pun diagonal. Și unii pun șurub, pun șopană. Și cu asta am rezolvat și ramforsarea stâlpului, independent, singur. Revenind, din cauza că am de aici până aici 60 și iar 60, dacă aș calcula să pun prima dată o coală de gips carton de aici până aici și încă una încolo, ar veni doar două coli de gips carton, o singură, un singur șanfren în mijloc. Ce fac pentru că vine structură dublă? O să fac prima dată tăietura de jumătate de coală, 60 de centimetri de aici până aici, după care una întreagă de aici până aici și restul de aici până încolo cât vine. Nici nu am măsurat la ochi. Cât vine restul. Pentru că prefer să am două șanfrene în spate decât unul singur în spate și după care două în față. Așa că o să încep cu bucăți și când vin cu a doilea rând de coală de gips carton, am doar un șanfren aici pe mijloc. Îi dăm bătaie. Ei bine, de ce am punctat, am ținut să zic chestia asta, să știți și voi pe viitor, când faceți structură dublă la gips carton, e foarte, foarte ok să faceți cât mai puțin șanfren la exterior, în partea voastră. Mai așa decupajele alea, dar alea sunt foarte ușor de făcut. Hai! Altă treabă.
Da, rupturile alea trebuie să întrebăm pe nașa să vedem cum le-au transportat. Normal că dau vină pe ea. Acolo am avut niște decupaje. Nu era neapărat să mă duc până în OSB, dar facem o închidere așa și dăm pe câțiva milimetri cât o mai rămas aici, ca și rost, o să punem spumă și sigilăm. Nu-i mare filozofie, spre exemplu, și aici. Să punem spumă, și, dar înainte de a pune al doilea rând de gips carton, chituim ăsta la gata. Și, apropo, noi n-am mai făcut verificări. Acum n-are cum să nu aibă, să nu fie drept. Normal, după ce puneam bridele, trebuia să facă niște verificări. Ia uite, mă, care o țără de bordă? Ai mai nicio bordă, mă. Pentru rost. Superb. Așa trebuie. Dar n-am cum până. Am aia de 120 de egal cu 0. Am uitat. Nu prea înțeleg eu de ce ăștia de la gips carton lasă de acolo numai 2-3 mm. Numai banda are 1 mm. Asta de multe ori am spus-o. Oricum, nu ăsta, celălalt, chituim tot. Dăm cu adeziv pe toată suprafața plăcii, cu trafaletul, bineînțeles. Nu ne jucăm. Stai. Vedem dacă se agrese faianță pe toată placa sau nu. Vedem. Doar deocamdată facem doar asta. Uite, acum parcă pare o baie. Parcă prinde contor. Și am pus doar un singur perete. Jumate de perete. Ce înseamnă un calcul prevăzut, țineți minte când am trasat și am bătut și cuii și am spus un maxim. Aici este, de fapt, cuiul ăla. Aici, pentru că aici e linia și aici au fost trasată ața. Astea sunt alante care urmează, dar fiind gata peretele cu multă vorbăraie, vreau să mă și laud un pic. Vedeți, am tăiat spuma și se vede ața trasată. Ceea ce înseamnă că e super bine. Mai am un reper aici, maxim aici, aici era linia. Și mai am și aici un reper. Ăsta e chiar cuiu care am uitat să-l bat de tot sau să-l scot, dar nu mă deranjează. Cu toate că nu mă deranjează, o să-l scot, că pot, pentru că peretele vine practic de aici, ăsta lantul. De aici este un creion mic. De aici vine peretele și pot să-l las acolo liniștit, dar o să-l scot pentru că așa m-am obișnuit eu să-l scot. Dar vreau să punctez maximul când fac niște calcule. Iau grosimea gipsului carton, grosimea CD-urilor, UD-urilor, astea proate împrejur și distanța asta care să merg drept. Ăsta e pus stâlpul al ulterior. Ăsta era baza. Ăsta era mijlocul, dar nu are nicio rezistență și astea relate sunt ramforsări pentru că dacă când pun OSB-ul aici, să nu se lase să oprește OSB-ul în aceste ramforsări. Pentru astea sunt bucățile astea și sunt făcute din resturi, să știți că nu... Am căutat pe afară, am găsit resturi și le-am pus. Așa o să fac și ceilalți pereți, o să ramforsez cu resturi și o să le adaptez. Pentru că asta era o coajă, o margine, am dat coaja jos din bărdiță și am pus. Dacă nu lucrăm cu ce avem și ne adaptăm sau să prevedem, nu o să ne iasă. Și de acum o să trecem la peretele ăsta, dar o să revin la final, pentru că bănuiesc că m-am cam lungit cu povestea la peretele ăsta. Oricum ați văzut etapele.
o să facem niște poze și fac aici gips cartonul ca să pot pune după partea alaltă distribuitorul și tabloul de curent acolo. Aici o să fie tot așa niște ramforsări, dar o să mai vin cu câteva secvențe îndată. Și aici, iar, asta e o linie de maxim. Dar tot așa. Astăzi o să ne axăm pe peretele la ăsta, inclusiv tavanul, pentru că... Sau cât putem, pentru că aici mai trebuie ramforsări. Dar îi dăm cu spor. Hai. Cam atât cu lauda. Îi dăm în continuare.